Ce concluzii aveți? Da, trebuie să vă spunem că astăzi a avut totuși amabilitatea domnul prim-ministru Ciucă să ne primească cu o delegație de 4 persoane din partea sindicatului nostru clujan. Noi ne-am exprimat foarte bine, cred, și toți colegii și-au spus punctele de vedere în ceea ce privește situația care avem în momentul acesta în învățământul românesc, că lumea nu mai este, nu mai vrea să continue și este clar că vom intra în grevă pe perioada următoare. Condițiile care s-au dat sau ce mi s-a promis de ieri nu au fost acceptate, acele vouchere culturale care au fost jignitoare pentru noi, astfel încât le-am expus toate aceste situații. Domnul prim-ministru ne-a spus că doar aceste propuneri le are concrete. Noi am venit cu ultima ofertă, dacă de la 1 iunie s-ar pune în aplicare noua lege a salarizării, toate lucrurile ar fi dezamorsate și lumea ar accepta să înceteze această formă de protest. Dânsul nu a fost de acord și rămânem pe mai departe să continuăm greva. Legea salarizării, care știți foarte bine, de la debutant cu salariul minim pe economie, de la 4.000 și cei mai în vârstă cu vechime până la 7.000. Și cam asta. Deci un debutant să intre în sistem cu salariul mediu brut pe economie, deci undeva pe 4.000 de lei. Asta este și domnul prim-ministru, unde un debutant calificat cu studii superioare primește 2.500 de lei în învățământ. Deci lumea nu mai are încredere în actuala guvernare și sigur sunt foarte hotărâți să mai ieșim și toată lumea ne-a mai cerut, chiar și săptămâna viitoare, să mai organizăm un protest de amploare, având în vedere că marți colegii de la București la fel vor avea un marș de protest în fața până la Cotroceni.